găsit. Vești mai bune? Nu prea. Am spus luni că marți și miercuri sunt zile un pic mai complicate. Luna este în rac, formează aspecte tensionate. Trebuie să avem grijă de siguranța noastră. Și probabil că ne vom apăra foarte puternic atât opiniile, cât și averea, și banii, și sănătatea. Și asta este un lucru foarte bun. Pe de altă parte, identificăm ce le amenință sau cu ce am greșit. Așa că trebuie să deschidem bine ochii și să fim un pic mai atenți mâine. Pentru berbeci, siguranța și o extract pe de o parte din familie. Pe de altă parte, pentru diverse situații de viață sau confruntări care există în această perioadă, în aceste zile, consideră că nu sunt pregătiți sau, în tot cazul, sunt foarte prudenți. Taurii au și ei de luptat mai curând în zona actelor birocratice. Și e bine ca tot ceea ce spun să argumenteze cu actul în mână, să citească foarte bine un regulament sau o lege de care se ciocnesc. Și pot avea ciocniri și cu autoritățile. Pentru gemeni e bine să nu cheltuiască, să aibă grijă de sănătatea lor, să fie atenți la alimentație, spun astrele, în special mâine, și atenți cu banii lor. Se vor lupta pentru fiecare leu, au șanse într-adevăr să recupereze niște bani ce li se datorau mai demult. Pentru Raci este o zi delicată pentru că luna le trece prin semn, nu se simte foarte bine acolo, în zodia lor mâine. Asta înseamnă că au responsabilități foarte mari, s-ar putea să-și dea seama că au promis multe, trebuie să pună în practică și sunt un pic fie neîncrezători în forțele lor, fie pur și simplu osteniți de lucrurile mari pe care trebuie să le facă. Lei se despart de o persoană sau de o situație, n-aș zice că se spală pe mâini, dar înțeleg cu resemnare că nu pot face mai mult. Fecioarele ar fi vrut să fie mai grozave, să uluiască, să surprindă, ori și-au promis că vor ajunge în viața lor într-un punct și nu sunt încă acolo, nu-i nimic, mai sunt zile și vor avea și succes. Balanțele au multe responsabilități și au o situație de salvat. Se pot ciocni cu șefii lor și e nevoie de multă stăpânire de sine și argumente. Lucrurile se vor rezolva, dar numai cu argumente raționale. Scorpionii își fac multe planuri de viitor, de fapt și le-au făcut, și constată mâine dacă se apropie într-un ritm mulțumitor de acele obiective pe care și le-au propus sau nu, și dacă nu, iau măsuri. Pentru săgetători, avertizări mâine, mai ales cu privire la sănătate, dar și cu banii și averea. Cu alte cuvinte, trebuie să fie atenți să nu cheltuiască sau să nu li se ia. Pe de altă parte, s-ar putea să tragă cu o persoană pentru care cheltuie, mai ales dacă are probleme de sănătate. Capricornii vor să facă o impresie bună și explică gesturile atât familiei cât și șefilor. Cu alte cuvinte, vor să lege niște relații de prietenie. Nu toată lumea e dispusă. Vărsătorii, atenție la relațiile profesionale, trebuie să-și explice foarte bine gesturile și deciziile pe care le iau, vor să rezolve lucrurile mai comod, dar nu se poate mâine. Iar pentru pești, au idei grozave, bani puțin, trebuie să obțină de undeva, așa că și mâine se vor strădui să pună mâna pe un sponsor. Mulțumim foarte mult! Ne vedem și mâine!